Șumudică, Marius Șumudică, unul dintre cei mai imprevizibili antrenori de pe la noi. A antrenat echipe precum Rocar, Intergaz, Progresul, Astra, Farul, Gloria Bistrița, FC Brașov, FC Vaslui, Universitatea Cluj, Concordia Chiajna. Dar din totdeauna imaginea sa a fost asociată cu... Deci... Sunteți pregătiți? Psihic? Am glumeților. Păi să începem atunci. Șumudică se supără tare repede și pe niște fleacuri. Să luăm un exemplu. Aprilie 2012, FC Brașov, echipa pe care o antrena atunci, pierdea la ultima fază marele derby cu Concordia Chiajna. Scor 2-3. Prima lovitură de ciocan a fost anularea golului valabil în momentul în care a centrat Di Stefano. Deci, jumătate de metru, mingea nu iese afară, gol valabil anulat de domnul Vidan. A doua lovitură de ciocan a fost validarea unui gol al Chiajnei marcat dintr-un offside de 2 metri. Asta este execuție în direct. La faza asta și eu ridicam fanionul cu burta care o am, alergam și ridicam fanionul. Asta e deja de orb ăla care merge cu bățul să treacă zebra și nu se împiedică de bordură. No, hai că de data asta cam exagerat și Șumudică. Dar nu-i bai, că s-a mai calmat omul atunci când a ascultat explicațiile pertinente ale arbitrului asistent. Au fost un meci cu nenumărate faze. Nu m-am așteptat să fie un meci atât de greu. A fost un meci cu neașteptat de multe faze. Eu personal n-am mai avut de mult în campionat la noi meci cu atâtea faze. Nu am așteptat, am avut foarte multe faze. Ce să mai... Nu m-am așteptat să fie atâtea faze. Cred că au fost 30-40 de situații, a fost, n-a fost offside. Atacam valul și de o parte și de alta, mai ales pe final. Flux, reflux, valurile. Erau până alte. Da, bine, așa și ne-am mânecat noi, la sfârșit ne-am mânecat Brașovul. Te-a avut și ghinion pentru a primi gol la ultima fază. Ce mai poate fi de spus? Mi-ați luat 2 ani din viață, domnul Vidar. Ieri. Mi-ați luat 2 ani din viață și mi-au apărut vreo 50 de fire albe. O să ne întâlniți tot la viitoare să contribuiți puțin la vopsea, vă rog. Un sfat bun ar fi scoaterea din lot a fotbaliștilor care ratează mult ca să nu mai bulverseze arbitrii, că cine știe ce decizii mai au de rămâne săracul Șumudică fără fire negre de păr în cap. Nu râdeți, că oamenii negru sunt foarte sensibili la execuțiile jucătorilor. Ne explica mai de mult fostul șef al arbitrilor Vasile Avram cum stă treaba cu comunicarea jucător-arbitru. Atunci când un jucător sau mai mulți jucători ratează din situații favorabile. Aceste lucruri afectează prestația arbitru. Prestația cui? Prestația arbitru. Aveți ce bătăie, dau mâine la vârful de atac, a ratat 3 ocazii. Jurnaliștii s-au speriat de această latură violentă a lui Șumudică și la următoarea conferință de presă au păstrat distanța regulamentară de 9 metri și 15 centimetri, evident. Ce stați așa departe? Că mi-am dat cu deodorant, veniți mai aproape, miros frumos. Veniți mai aproape, lângă mine aici. Da. Deci a fost doar o alarmă falsă. E și normal. Șumudică se comportă cu jurnaliștii ca și cum ar face parte din familie. Oooo, fetelor, ce m-ați înghețat? Ha? Bună seara! Oooo, ce faci? Am venit pregătit, am Jäger pe dedesubt. Acum? Dezavoltat să-mi mi-a fost frig. Am stat bine, în condițiile astea sunt fericit. Asta apropo că mai strigau câte unii și Șumudică o are mică, da? Stau bine. Abia acum poate să înceapă conferința de presă. Gata, începem, sunt în direct, mi-ați văzut Jägerii? Gata? Ok. Un meci dificil. Asta dacă nu se nimerește vreun jurnalist care să fie pe mână cu Ionuț Chirilă. Că domnule Șumudică, a doua înfrângere într-o săptămână, în prima etapă... Lasă-mă că plec, m-ai omorât, a doua înfrângere într-o săptămână. Zici că am pierdut 7 meciuri la rând. A doua înfrângere într-o săptămână. Vrei să mă întrebi ceva că plec dacă... Păi ce, a doua înfrângere într-o săptămână, ești pe mână cu Chirilă, cu cine ești? Păi ce tot mă luați așa?
a doua înfrângere, parcă zici că am pierdut, am retrogradat. Ați avut o primă repriză în care Astra a condus, în a doua repriză Chiașna a condus. Ce am folosit? Te-ai blocat. Da, un meci, hai că din respect pentru postul vostru de televiziune vorbesc. Un meci cu două reprize diametral opuse. Prima repriză, niște greșeli copilărești ca la mini-fotbal. Luăm gol din corner, luăm gol ca la întrave cu călcâiul, 2-0. A doua repriză, nu știu, probabil ați văzut și voi, avem penalti. Arcata spartă, o să vină Matei, să vedem. Arcata spartă, nu s-a dat niciun cartulaș galben. Nu, ne-a dat 7 galbeni. Sperați să aveți un arbitraj mai bun în următorul meci cu Oțelul Galați? Nu neapărat, dar vreau să-l chemați pe Matei și să-l vedeți tăiată toată arcada. Nu se poate, oriunde în lumea asta se spune că în momentul de față, dacă este sânge, se dă cartonaș roșu. Mă, n-am pretenția să-i dai roșu, dar dă-i galben. Așa este, domnule Șumudică. Ce ți-e și cu stilurile astea moderne de arbitraj? Nu mai sunt ce era odată. Așa cum nici faulturile nu se mai fac cum se făcea odinioară. Fatality. Dar ce a fost a fost. Acum Șumudică este... Eu sunt antrenor, eu sunt manager, eu sunt președinte, eu sunt îngrijitor de teren. Și atunci când rămâne în pană de cuvinte, devine foarte expresiv. Sunt mulți binevoitori pe lângă echipa asta care... Șumudică a îngropat securea războiului cu Ionuț Chirilă la următorul meci direct. Dar să revenim. Altor jurnaliști le mai ține și câte o morală. Să aveți aceeași corectitudine cum sunt eu corect în meseria mea, să fiți și voi băieți. Să nu fiți... pro o echipă, nici rapidiști, nici steniști, nici dinamoniști. Să fiți când se apropie Steaua, că se apropie aia, să plăutate, coreți. Sau le urează de bine. Sănătate, să ai parte cu un porcul din Chinelovi, să ai parte cu un porcul din Chinelovi. Da, bagă-ți-l în ce meci ai văzut? La dânsul ce e, ziarist sau ce e? Nu știam ce e. Ok. Pot să întreb, nu? Dă-i un ceai să se încălzească, că e nervos. Mă mir, cum poți să ții pixul la mână după frigul? Sau mai glumește? În momentul în care echipa dumneavoastră va fi în atac, va pune presiune pe poarta petrolului... Deja ați început să comentați meci, așa, ți-i intrați... Gătește-te cu pixul ăla, că nici nu știu ce dacă scrie acolo. Trebuie chineză. Domnule, suntem pregătiți din toate punctele de vedere, vom fi pregătiți să nu sară cineva din tribuna. Sau se mai întâmplă să fie și grăbit. N-am ținut nicăieri de post. Atât nu trebuie de să uitați, fiindcă... O dai afară sau ce? Ai băi, nene, când are și om un chef de vorbă, vii tu repede și îl întrerupi. De două ori. Dacă vreți să mai mă întrebați ceva, cu mare plăcere. Mulțumim. Vă mulțumesc. A fost și ziua ta? Nu, că a zis mulțumim și am crezut că a fost și ziua mea. Toată lumea vrea să-i vadă iegării lui Șumudică. Ci că sunt ultima fiță la Paris. M-au înjurat, m-au pus să le arăt Jäger, să le arăt de toate. Mi-am luat și pentru soție și pentru copii. Șumudică este o persoană greu de stăpânit în timpul meciurilor. Mai țipă puțin la tușieri. Mai sărbătorește cât un gol. Cer scuze încă o dată pentru ceea ce am făcut. Practic n-am jignit pe nimeni, m-am bucurat, n-am mai rezistat acestui stres continuu de două săptămâni. Am intrat în teren și m-am bucurat, am fugit la galerie, am plecat pe un teren ca să văd dacă mai pot să mai plec bine așa după loc. În cizmuliță, fără ghete. Am plecat destul de bine, am avut sprintul. Ca să nu mai facă plonjoane, generosul George Copos a promis că îl îmbracă pe Șumudică exact ca pe Mourinho. Îl îmbrăcăm în costume de cea mai bună calitate. Nu știu dacă o să-ți mai trebuie să facă plonjoane, că o să-l strângă puțin. Auzind asta, Șumi vrea să pupe pe cineva. Dar pe cine? Pe domn arbitru. Dar din păcate nu toți arbitrii gândesc la fel, simt la fel și iubesc la fel.
Păi o să vină unul odată și o să-i bea un pumn lui și o să-l leșine pe teren cum a intrat ăla și a sărit gard. Pe ce să stau cu Sanax-uri, cu distonocalme pe buzunar, nu stau nene. Scandal mare la un meci cu Steaua. Mr. Brichetă l-a trimis pe Șumudică în tribune, acolo unde l-așteptau cu brațele deschise fanii Stelei. Ei mă confundă pe mine cu un rapidist și un țigan și ceva de genul ăsta, dar sunt mai alb ca jumătate din stadion. Dacă mă urca și în tribune să mă încin cu ea, asta era ultima. Șumudică e Șumudică. Fără frică. Bă, nu mă antrenorii sunt de bun, mă, mâncava-și gura. Bă, nu mă antrenorii azi de bun. Cum mă apăr eu în fața comisiei acum? Spuneți-mi și mie. Ce o să zic, că Șumudică e nebun, domne, ea nu știu câta oameni. Dracu, trebuie să mă uit să n-am și vreun praf în buzunare, că așa poate să spună în costum de toate. Te aștepți la orice, să nu mi-arunce vreun pliculesc, hai să zică că mi-a căzut mie. În momentul când mi-am arătat iegării, când am intrat pe teren de la Împupapă Crăciunescu, am recunoscut în fața tuturor, da, Șumudică e un cretin. Șumudică știți ce are? Are o coloană care pleacă de aici până aici. Coloană vertebrală, spune lucrurile pe nume și e antrenor bun. I-am zis la sfârșit, băi, Sandule, n-am făcut nimic. N-am ce să-ți fac și nu pot să torn mortul de la groapă. Nu-l mai întoarce și m-am nenorocit. Sunt în tribună la Brașov, în loc să alerg pe acolo, să stau să îngheț în tribună. Cine n-are de suferit? Păi, brigada. Completează baremul, 80 de chiftele sau câte 80 de milioane. Dar pe mâna cui am pierdut eu meciul de azi? Vă doresc weekend plăcut și să nu-l aveți cum îl am eu. Nu prea e bine să te pui cu Șumudică. Este un jucător care înaintea meciului bea vinul din frigider. Un jucător care are carnetul suspendat prins de băutură. Și la antidoping bea 5 sticle de bere și fumează un pachet de țigări. Fiindcă eu nu pot să tac și să înghit la nesfârșit. Un jucător care aruncă cutia de bere înainte de antrenament unde parchează mașina. Și mestecă 5 lame de gumă în fiecare dimineață ca să nu miroasă. Când intri la el în cameră, este fumul de stă bicicleta dreaptă fără cric. Marius Constantin a zis că are comportament de golan, lucru care l-a scos din minți pe Șumi. Șumudică nu este un golan. Șumudică are o familie, are 2 copii, dar eu n-am venit niciodată sub influența băuturilor alcoolice la antrenament. Ce să faci când o ai mică? N-ai cu cine. Dar și când o ai mare, echipa, evident. Să spun că nu am mică. Nu știi că nu ai mare. Păi deja o am la cerii aici. Iau Sanax-uri, iau astea, n-am citit pe ziare, că iau câte 4 Sanax-uri. Aha, deci ăsta este secretul lui Șumudică. Dar nu, că altfel ar sta liniștit la meciuri. Trebuie să fie altceva. Tot timpul cam îmi bag cât o bombonică în gură. Nu e Sanax. Să nu mi se usuce gura, că eu vorbesc mult și țip foarte mult. Asta e o bombonică, nu e Sanax. Nu pilule, nu de inimă, nu de... Păcamdată stau bine. Șumudică la Rapid se simte ca și cum ar fi peste tot acasă. Cântă, se distrează, fanii pupă mâna și dedică ce altceva decât manele. Dacă nu mă duc zilnic, la 2 zile, mă duc la biserică, da. Este un loc unde eu mă liniștesc și unde mă simt bine. Simt că Dumnezeu a fost aproape de mine și m-a ajutat enorm în viață.